aceste informații. 21 de mașini care aparțineau studenților din Cluj-Napoca au fost vandalizate în parcarea din apropierea căminului. Polițiștii lucrează pentru a da de urma autorilor. Cele 21 de mașini care au fost vandalizate sunt ale studenților care locuiesc în căminele studențești din apropiere. Hoții au spart geamurile autoturismelor și au luat tot ce au prins la mână, de la jucării până la boxe portabile. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că pe strada Câmpul Pâinii din municipiu mai multe autoturisme ar fi fost avariate, prezentând urme de distrugere. Proprietarii mașinilor nu înțeleg cum a fost posibil așa ceva. Eu am fost primul care am ajuns. Am văzut, prima mașină era o dubă, era toată spartă și am venit tot în față și mi-am găsit mașina spartă, după care am sunat la poliție. Și apoi te-ai uitat la celelalte, toate erau? Da, erau toate, văd 21 de mașini. O căutat prin toate mașinile, vreau, nu știu ce o vreau să caute. Au venit și au spart geamurile la 20 de mașini, au furat tot ce s-a putut. Mie mi-au luat o boxă portabilă și... cam atâta. Mi-am găsit mașina spartă, adică vandalizată, cu toate actele scoase și în total au fost 23 de mașini din partea aceea până de acolo. Toate sunt mașinile studenților care stau aici la cămin, nu? Toate. Poliția a deschis o anchetă.